Mulțumim foarte mult. Părintele Marco Sechi, părinte Lucian Dâncă, puțin aș vrea să atingem și cartea Norul Necunoașterii și să vorbim despre mesajul mistic transmis de autor prin această lucrare însemnată din literatura mistică engleză. Da, s-a vorbit deja la început despre acest autor, care este un autor anonim și care probabil și cu siguranță autorii sau știu, specialiștii vremii au vrut să-l păstreze în anonimat. Totuși am întâlnit câteva ipoteze care ne-ar putea conduce spre pista unui autor care să scrie o carte atât de însemnată. În primul rând, autorul dă dovadă de o bună formare teologică. Se adeverește că este un fervent al rugăciunii și că duce o viață mai degrabă solitară, eremitică. Toate aceste indicii pe unii i-au condus să spună că ar fi vorba probabil despre un monah, de ce nu un certozin, cei care au o viață contemplativă cea mai rigidă din punct de vedere al ascezei în tradiția occidentală, un discipol de al Sfântului Bruno, Bruno fiind fondatorul acestui stil de viață. Alții ar înclina mai degrabă spre un autor, un paroh de țară, undeva într-un cătun, uitat de lume, trăit mai mult singur și ocupându-și timpul cu rugăciunea și cu serviciul liturgic, bineînțeles, și se naște de la așa o dorință de a călăuzi pe drumul desăvârșirii spirituale credincioșii din parohia sa. Ceea ce ne dorim la toți preoții noștri din zilele de astăzi și catolici și ortodoxi, să aibă această mișcare lăuntrică spre călăuzirea desăvârșirii spirituale credincioșilor înainte de celelalte. Alții ar susține că ar fi vorba despre un anacoret, cineva care duce o viață solitară, singură, în rugăciune, însă care poartă și grija îndrumării spirituale. Cam așa se petrec lucrurile uneori, când cineva, un om desăvârșit din punct de vedere duhovnicesc, atrage și discipoli sau oamenii care intră în călăuzirea lor duhovnicească și ar putea fi și această pistă explorată. Aceste trei piste nu sunt unanim acceptate, dar cea spre care mi se pare că ar înclina mai mulți și citind și eu lucrarea aș înclina și eu, ar fi aceea unui monah certozin. Și un argument major care vine în favoarea acestei ipoteze este faptul că și până astăzi sunt monahi certozini care publică anumite cărți de spiritualitate sub autor anonim. Aveți de pildă un monah certozin, Antoine Chartreux. Și am dau și mai atât, ver la maturité spirituelle, în franceză sunt, da? Ver la maturité spirituelle, le discernement des esprits, la prière entre combat et l'extase, amour et silence. Sunt cărți care au ca autor Antoine Chartreux, un călugăr certozin. De ce nu și această lucrare nu poate face parte în aceeași serie a monahilor certozini care, prin stilul lor de viață, aleg o viață ascunsă, fără să fie expuși la celebritate sau la, știu, mari recunoașteri internaționale asupra științei sau chiar asupra desăvârșirilor spirituale. Acum, dacă revin la Norul Necunoașterii, așa, cartea dorește să fie un fel de ghid, un îndreptar al vieții contemplative. Iar viața contemplativă în această lucrare este prezentată în același timp de dorit, dar și periculoasă. Și îndemnul autorului din primele linii spune: dacă nu ești familiarizat cu viața contemplativă, nu citi cartea asta. Mai bine citește povești de adormit copii, dar asta las-o pentru mai târziu, pentru că necesită o anumită experiență în trăirea contemplativă. Textul biblic care aduce argumentul major în această lucrare este luat din Luca, capitolul 10, versetele 38 până la 41, în care ni se povestește ospitalitatea de care beneficiază Iisus în casa Martei și Mariei, surorile lui Lazar. Știți prea bine, una e prea agitată și una e mai contemplativă. Iisus o laudă pe cea contemplativă zicând că a ales partea cea bună, fără să o condamne pe Marta, nu? E ca să ales partea mai bună și asta nu este evaluat. Autorul nostru face inversul.
o elogiază pe Marta. Și dă dreptate Martei, spune că Marta, într-adevăr, nu poate înțelege chemarea Mariei, pentru că ea nu are experiența contemplativă. Și care este sfatul autorului? Ca și Marta să fie condusă spre această experiență și apoi o va înțelege mai bine pe Maria și nu se va mai agita atât de mult prin bucătărie. Marta și Maria devin pentru autorul nostru simbolul vieții contemplative, care este partea cea mai bună, și simbolul vieții active în drum spre viața contemplativă. Intenția autorului fiind aceea că toți pot face această experiență. Am vorbit și de viața laică și de viața călugărească. Toți sunt chemați să facă această experiență, fiecare în mediul său de trăire. Și asta cum se face? Abandonând un pic orgoliile noastre, abandonând uneori concepțiile noastre despre Dumnezeu. Dacă vă uitați un pic prin rugăciunile noastre, din cărțile de rugăciuni, așa, acolo este făurit un Dumnezeu după măsura noastră. Cam cum am vrea noi să fie, cam așa e și rugăciunea, așa, cam așa exprimă rugăciunea. Adică îl înștiințăm pe Dumnezeu de anumite lucruri pe care nu le știe și îi cerem să realizeze, pentru că nu știm cum ar trebui să fie realizate. De aceea noi, de pildă, acum Papa Francisc a insistat și începând de anul acesta s-a instalat în Biserica noastră catolică o duminică, mai bine decât nimic, o duminică pe an dedicată Cuvântului Domnului, în care Papa, într-un document din 30 septembrie de anul trecut, aperuit ilis se numește, adică Iisus le-a deschis lor mintea și inteligența să perceapă scripturile, în acest document Papa spune că Biblia trebuie să se transforme în carte de rugăciune. Nu avem rugăciuni mai frumoase decât în Biblie. Și ați avut un exemplu creditor cu acest psalm, de care, știu, autorii se lovesc, pentru că traducerea și interpretările întotdeauna fac parte din farmecul, să spunem așa, acestor rugăciuni biblice. O rugăciune biblică este Psalmul 136, versetul 9, în care se spune ceva de genul acesta, fapt pentru care nu prea ne place să recurgem la psalm, pentru că există un vocabular așa mai violent. Acest verset din Psalmul 136 spune: fericit omul care își ia copiii și lovește cu capul de stâncă. Nu este prea încurajator să citești sau să te rogi un asemenea psalm. Sfântul Augustin găsește o interpretare spirituală care te ajută să depășești acest obstacol al limbajului violent, și anume spune el: care sunt copiii noștri, ce știm noi să facem cel mai bine? Păcate. Deci fericit omul care lovește păcatul cu capul de stâncă, adică stânca fiind Hristos și Hristos cel care dă mântuirea. Deci, în acest fel, textele biblice devin adevărate rugăciuni, ceea ce propun aceste cărți. Revin la Sfântul Chiril al Ierusalimului, marele episcop din secolul IV, într-o catecheză mistagogică spune ceva de genul acesta, care pe noi ne scandalizează astăzi, pentru că suntem obișnuiți prea tare cu rugăciuni din astea făcute după măsura noastră. Spune el: a ne ruga cu alte cuvinte decât cu cele conținute în Scriptură sau în Tatăl nostru, mai precis spune el, înseamnă a face un păcat de moarte. Pentru că, spune el, Dumnezeu cunoaște doar cuvintele pe care El le-a rânduit în Sfânta Scriptură, care sunt cuvinte de Duh și cuvinte care dau viață. Ei bine, în acest sens, când intrăm în lucrarea aceasta, norul necunoașterii, autorul vrea să ne facă să mergem dincolo de acest prim obstacol: a, Biblia e grea, recurg la rugăciunile mele obișnuite care îmi transmit ideea unui Dumnezeu făcut după măsura mea. Dacă, pe de o parte, așa, pe de o parte, această lucrare, norul necunoaștere, este un text important și care vine să introducă o nouă percepție a legăturii omului cu Dumnezeu prin rugăciune, iar pe de altă parte, norul întunecat joacă un rol important în domeniul studiilor misticii comparate, pentru că ceea ce descoperim în această lucrare, din punct de vedere al misticii, este, sau întâlnim, și în alte tradiții necreștine, în particular în tradițiile asiatice, religiilor asiatice. Din acest punct de vedere, sunt lucrări
care sunt scrise într-un context creștin european occidental, dar care au o deschidere mult mai mare. De aceea, o idee care o întâlnim frecvent, mai la tot pasul în aceste patru lucrări, este pe lângă smerenie și convertirea. A te lăsa mereu convertit, adică a te lăsa mereu modelat de noutatea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este ceva static. Nu trebuie să stăm în fața Domnului pentru a contempla pe Domnul. Dar Dumnezeu nu este ceva static. Nu este ceva mereu întinit, mereu în mișcare. Ceva care depășește mereu propria noastră capacitate de a-L putea înțelege. După cum spunea Sfântul Augustin, când ai impresia că ai înțeles ceva despre Dumnezeu, o adevărată căutare de bea începe. Poate că Dumnezeu nu este ceva care îl prinzi de picior, l-ai pus în buzunar și apoi să poți permite să faci altceva. Nu. Dumnezeu este o preocupare omniprezentă, cum spune Sfânta Tereza de Avila, Dio solo basta, l-ai pe Dumnezeu și pe Dumnezeu îl întorci pe toate fețele, pe toate părțile și nu vei reuși niciodată să explorezi acest munte imens, nu? Care se numește Dumnezeu. De unde și o altă lucrare Ioan al Crucii, nu? Urcarea Carmelului, nu? Este viața spirituală ca un urcuș spre acest Dumnezeu. Problema noastră cu convertirea, care este, și termin cu asta, problema convertirii este păcatul nostru. Ne obișnim atât de tare cu păcatul nostru, că e mic, că e mare, că e lesne iertător, cum le mai vrem noi, păcat se numește. Ne obișnim atât de tare cu el, încât ne vine greu să facem primul pas. Și Sfânta Tereza mărturisește treaba asta în castelul interior. Spune că în afara castelului, înainte să intre pe prima poartă de intrare, se găsește păcatul. Și dificultatea noastră este de a învinge acest păcat. De a spune, intru într-o perioadă de purificare, o numea Părintele Marco. Această perioadă, acest timp de purificare, sau acest moment al purificării, necesită confruntarea cu propriul meu păcat, îl asum și apoi a face acest urcuș al desăvârșirii spirituale, care are ca un fel de fir roșu, cel puțin în castelul interior și în celelalte cărți mistice, firul roșu fiind rugăciunea. Viața om. Rugăciunea nu sunt momente, mă rog dimineața, la miază și seara. Rugăciunea este o stare. Când am nevoie, mă rog, când am nevoie, mă rog mai puțin. Este o stare permanentă. Stau în fața Domnului în rugăciune. De aceea, această dorință despre care se vorbea, este dorința de rugăciune. Este o femeie, îi numește Proba, în timpul lui Augustin, Sfântul Augustin, și le întreabă pe episcop, am o casă cu 7 copii, am argați, am o multă gospodărie, și Sfântul Paul îmi spune că să mă rog neîncetat. Păi cine-ți mai pup de copiii mei, de familia mea și de toate celelalte? Și atunci Sfântul Augustin răspunde, bă, dorește să te rogi și viața ta devine rugăciune. Cam ăsta este urcușul spre contemplația sau spre desăvârșirea spirituală, care nu este încă o dată doar rezerva celor care au ales un statut particular de viață în acest scop, ci este la îndemâna tuturor în tradiție creștină, în măsura în care permiți sufletului să se deschidă, abandonezi orgolul din tine și te înscrii pe acest drum al convertirii lăuntrice.